Sunt avocatul Narcis Nădrag, avocatul celor doi băieți. Am fost sunat de mătușa băiatului care mi este client într-un alt dosar, spunând că nepotul ei cu un prieten au fost dedicat de către poliție în dimineața zilei de astăzi, că sunt la sediul poliției atâția cât și mama acestea și că nu îi se dă niciun fel de informație. Mai mult că ar fi coborât cineva din sediul poliției care le-a spus că sunt bătuși cei doi mineri. Nefiind în localitate, am ajuns în jur de 25 de minute, 30 de minute, în momentul în care am venit și mi-am prezentat delegația, am fost urcat în sediul poliției, unde din 15-20 de polițiști pe care majoritatea îi cunosc, nimeni nu știa cine se ocupă de acest caz, pentru ce au fost aduși cei doi minori, de ce nu le-a fost adus avocat din oficiu, de ce nu au fost chemați părinții, când este normal, când e vorba de o faptă care se presupune că a fost comisă de către un minor, de declarația acestuia să ia în prezența unui avocat din oficiu și în prezența unuia, cel puțin unuia dintre părinți sau a unui tutore, dacă este cazul, cel de lângă mine, am înțeles că este orfan de mamă care a murit acum de zile. Am ajuns în incinta poliției, l-am văzut pe acesta care plângea, celălalt era lovit, m-au povestit cu asta, în care efectiv am rămas eu cu unul dintre ei, toți polițiștii au plecat în momentul acela de lângă mine, am ieșit afară, am plecat, cine se ocupă, absolut nimeni, nu știe de ce au fost chemați, la ce oră au fost aduși, pentru ce au fost aduși. Iar în următorul moment ni s-a spus că suntem liberi, că nu are nimeni absolut cu mine și că o să fim citați. Lucru evident că au fost speriați de prezența mea. Acolo am întrebat de ce au fost loviți, de ce au fost reținuți, de ce au stat o perioadă atât de lungă în sediul poliției, dacă au avut un avocat. Din ce am înțeles din discuțiile care le-am avut cu cei doi, că au încercat să li se ia și declarații holografe, cel de lângă din dreapta am înțeles că nu știe să scrie neavând decât 5 clase, n-au urmat cursurile mai departe, i-a fost dictată, celorlalte a fost declarația dictată și a fost amenințat să scrie și să spună ceea ce spun polițiștii. Din punctul meu de vedere, nu este corect ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, suntem aproape de anul 2010 și din punctul meu de vedere, nu cred că aceasta este poliția pe care ne-o dorim și poliția pentru care noi plătim taxe și impozite. În cariera ta de avocat, ai mai întâlnit astfel de cazuri? N-am o carieră foarte îndelungată și totuși speram că în ultimul timp nu s-au mai auzit. Au mai fost cazuri celebre în poliție la Târgu Jiu, dar se pare că odată cu schimbarea comandantului, noul comandant este cel care a dat mână liberă a angajaților să aibă acest comportament și va juca pe dumneavoastră reprezentanții mass media să cereți un punct de vedere oficial atât purtătorul de cuvânt al poliției, cât și comandantului, să se facă o analiză, să se facă o cercetare interă, pentru că în momentul de față din 20 de polițiști, nimeni nu s-a ocupat de acest caz. Sunt doi minori care au fost reținuți 4-5 ore în sediul poliției, bătuți, amenințați, sunt în starea pe care îi vedeți și nu știm cine și de ce. Poate n-au fost polițiști, să ne spună, poate a intrat cineva în sediul poliției, poate n-au fost polițiști. Tu ai vorbit cu 20 de polițiști, ai întrebat 20 de polițiști? Am stat de vorbă cu aproximativ 15-20 de polițiști de la judiciar care erau pe etaj, alții care se ocupau de alte cazuri, nu vreau să dau nume pentru că lucrez cu majoritatea dintre ei, cu mulți dintre ei am o relație colegială și o relație foarte bună. Dar nu am reușit deocamdată să aflu, pentru că în momentul în care am apărut, v-am spus, au fugit exact ca potârnicile și n-au reușit clienții mei să-mi identifice. Poate îi recunoșteam după nume, să vă pot da nume, dar în momentul de față, numai dacă dumnealor îi vor vedea în altă situație ca să pot să-mi dau seama de numele acestora.